Vă propun să realizați un proiect pe tema Copilăria părinților mei, clasa a șasea, învățarea prin imaginație. Întrebări deschizătoare. De ce e important să știi informații despre copilăria părinților tăi? Care ar fi legătura dintre a ști, a cunoaște și a înțelege? Opriți resursa video și dezbateți. Posibile răspunsuri. Aflând date despre copilăria părinților mei, orizontul meu de cunoaștere se va lărgi. Voi putea face conexiuni. Îi voi înțelege mai bine. Voi conștientiza care este moștenirea mea. Ne referim la valori. Ne referim la atitudini, la obiceiuri. Trecutul va prinde o formă la care voi putea să mă raportez mai ușor. Un citat frumos din Inocenții de Ioana Părbulescu. Trecutul e scris cu cerneală simpatică. Ai nevoie de căldură ca să-i vezi literele conturate, după ce multă vreme au stat ascunse, ca și cum n-ar fi fost. Să vedem câteva impresii. Știți ce este cerneala simpatică? Dacă nu, puteți afla și chiar experimenta. La ce fel de căldură se referă autoarea? Ce proces urmează după ce literele conturate devin vizibile? Idei de interpretare. Căldura poate semnifica interesul pentru trecut. Alte atitudini pot fi pasiune, curiozitate. Fapte și oameni din trecut sunt scoși din uitare prin interesul cuiva. După scoaterea din uitare, urmează punerea informațiilor împreună pentru a reconstitui o secvență din ceea ce a fost cândva. Până aici a fost justificarea proiectului. Sper că v-am convins. Proiect Copilăria părinților mei. Pentru a afla informații despre modul de viață, a înțelege trecutul nu foarte îndepărtat și a descoperi valorile transmise de familie, vă propun acest proiect. Formă la alegere. Termen o săptămână. Urmează cerințele. 1. Veți purta o discuție cu părinții. Puteți și înregistra. 2. Veți conduce interviul punând întrebări pe diverse teme. Le veți descoperi în fișele anexe. 3. Conținutul proiectului. Veți selecta și transcrie informații referitoare la 5 teme din fișe. Veți face o paralelă între copilăria părinților și propria copilărie, referindu-vă cel puțin la 3 aspecte la alegere. Expoziție, feedback și prezentare. Înainte de prezentare, proiectele vor fi expuse, elevii își vor oferi feedback pe postituri. Procedând așa, la prezentarea proiectelor din fața clasei, pentru a restrânge timpul acordat fiecărui elev, profesorul poate solicita să se facă referire doar la 3 elemente. Profesorul poate decide să-i noteze pe elevi caz în care îi va informa de la început. Veți primi notă. Poate să creeze o fișă de evaluare. Exemplific o fișă de evaluare la sfârșitul resursei Tineri care schimbă lumea. Fișa 1. Observăm că are ca elemente, teme, jocuri preferate, responsabilități în familie, interdicții, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut. Fișa a doua cu întrebări pentru interviu. Unde au copilărit? Ce își amintesc despre locuri? În ce tip de locuință au trăit? La casă sau la bloc? La oraș sau la sat? Își amintesc un obiect anume? Ce obiecte folosea familia? Au o poveste legată de vreunul? Ce își amintesc despre vacanțe? Idee de feedback simplificat. Există referire la cele 5 elemente obligatorii, da sau nu? Există paralela între copilăria părinților și propria copilărie, da sau nu? Prezentarea a fost atractivă, cursivă, corectă, da sau nu? Vă mulțumesc!